Premierul României Victor Ponta va întreprinde o vizită la Chișinău pe 27 august. Din delegația română vor face parte mai mulți miniștri și consilieri de stat. Oficialii români vor depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și vor vizita complexul memorial Maica Îndurerată. Ulterior, premierul Valeriu Străleț va avea întrevedere tetat ted cu omologul său de la București. Este programată și o întrunire în format lărgit a delegațiilor de la Chișinău și București, dar nu se știe deocamdată care vor fi subiectele abordate în discuții. Prim-ministrul Victor Ponta va mai avea întrevedere cu șeful statului Nicolae Mofti și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrean Candu.